Bine v-am regăsit la tablou de viață. Tabloul de viață de astăzi este în natură, într-un cadru în care invitata mea de astăzi se simte foarte, foarte bine, mai bine decât la ea acasă, aș putea spune. Îi spun din nou bun venit la tablou de viață Danielei Ursu. Bun venit din nou pentru că ai mai fost odată la tablou de viață, Daniela. Mulțumesc că ai acceptat din nou invitația noastră. Mulțumesc și eu, bine v-am regăsit. Mă bucur de acest loc minunat în care ne revedem. Prima dată ne-am văzut la tine acasă. Acasă la invitații se desfășoară majoritatea emisiunilor pentru că este mediul lor. Și am vorbit despre tine, despre pasiunea asta a ta inedită, dragostea ta de munte și în special dragostea pe care o ai față de muntele Ceahlău. Și pentru cei care n-au văzut emisiunea, dar cu siguranță deja au auzit câte ceva de tine, hai să ne amintim puțin. Atunci vorbeam despre blogul tău pe care l-ai intitulat Eu sunt Daniela. .ro. .ro. Așa. Și acolo pe blogul tău regăsim nu doar fotografii și articole, ci și trăirile tale din frecventele drumeții pe munte. Tu dintr-un hobby ai transformat acest hobby al tău în ceva foarte frumos și foarte serios. Și multe lume te urmărește. Povestește un pic de la hobby la lucruri serioase. Cât a durat? Practic am început cu lucrurile serioase pentru că intenția era să adaug câteva articole, iar în cadrul lor trebuiau inserate și fotografii. Iar pentru asta trebuia să fac și fotografii și la început fiind, nu aveam sau nu stăpâneam foarte bine tehnica fotografiei, nu aveam noțiuni despre setările aparatelor sau despre performanțele lor și pot spune că unele fotografii nu erau calitativ foarte reușite. Iar site-urile pe care începusem eu să postez în urmă cu aproximativ 10 ani aveau pe lângă galeria foto și un top foto, dar și o categorie numită documentare. Iar marea majoritate a celor activi adăugau anumite fotografii mai slabe în categoria documentare, știind că acolo sigur vor fi aprobate de administratorii site-urilor. Iar o fotografie nu putea fi doar postată acolo. Trebuia lângă ea mi s-a părut firesc să spun o poveste, de ce nu despre munte sau cum am ajuns acolo. În general, colegii, camarazii postau rapoarte de tură în care descriau că au parcurs drumul în atâta timp pe acel traseu, pe celălalt, pe unul mai cunoscut sau pe unul mai puțin. Iar citindu-le, urmărindu-le și eu activitatea camarazilor, m-am gândit să vin cu o poveste, nu cum am ajuns acolo, ce am găsit acolo și ce era de fapt înainte acolo. O poveste a locului. Te-am întrebat și data trecută, pentru că mi s-a părut extraordinar că tu faci această muncă pentru cei care nu au foarte multe informații despre muntele Ceahlău, despre drumeții, despre fotografie, le dai informații fără să fii plătită în niciun fel. Tu nu... Deci multă lume îți urmărește postările, se informează, iar tu faci acest lucru doar așa, din dragoste de munte și din dragoste de semeni. Pentru că toată lumea te-ar întreba și ție ce ți iese de la afacerea asta, știi? Și e vorba românului. Nu știu dacă postările ar fi valoroase dintr-un anumit punct de vedere pentru mine. M-a interesat acest aspect istoric și documentar al locului. Iar despre Ceahlău știe toată lumea că s-a scris foarte, foarte mult. Este muntele
cel mai cântat de poeții români. Muntele, la fel, amintit de foarte mulți scriitori și oameni de știință, mă refer aici la botaniști, biologi, geografi, istorici. Iar aspectele acestea au fost trecute cu vederea de-a lungul anilor, urmărindu-se doar aspectul strict turistic, descrierea traseelor, a obiectivelor turistice, denumiri de stânci, de locuri, popasuri, ceva puncte atractive. Iar partea pe care am urmărit-o eu a fost legată de trecutul drumețiilor pe Ceahlău, încercând prin fotografii foarte vechi pe care le-am adunat de-a lungul timpului să scot din uitare, din neștiință, toate acele amintiri plăcute pe care le-au avut strămoșii noștri sau cei care urcau Ceahlău în urmă cu, de acum putem spune, 100 de ani. Un deci secol în urmă. O muncă foarte, foarte serioasă de documentare. O muncă laborioasă, dar plăcută, extraordinar de plăcută pentru mine. Spune, când a început această, sau când ți-ai dat tu seama că îți place atât de mult pe munte încât orice moment liber îl ai, încerci să-l petreci aici. Indiferent de vreme. Indiferent de vreme, deci... Eu stau mereu și mă întreb, cum o femeie care n-are așa o gașcă, cum se zice, formată din mulți bărbați cu care să pornești la drum, că poate nu e traseul întotdeauna foarte prietenos, se duce și singură? În ultimul timp nu am mai fost, da, cam de vreo 2-3 ani nu am mai fost singură. Dar ai fost? L-a urcat, da. Deci cum, de unde a început? Cum... Urcatul pe munte din tinerețe, din școală, din liceu, așa cum ar fi mers orice, cum ar merge orice tânăr în ziua de astăzi, într-o excursie, într-o drumeție organizată, la nivel de prieten, de instituție, de mediu în care trăiește. Am mers și eu, fără a-mi urma o anumite trasee, fără a urma o hartă a Ceahlăului. Cu timpul, fără să fiu pasionată de fotografie și de denumirea locurilor exacte pe unde merg, luați de val, tinerețe, de râsete, de bancuri, de glume, ajungeam, nici nu știm când, sus pe munte. Cu timpul am căutat o altă, să experimentez alte trăiri. Același să-mi... Ca să și cum, același locuri în alt mod. Ca și cum Ceahlău sau muntele ar deveni un, a devenit un sanctuar. Practic, de la o vârstă, îți erai călăuzit de o busolă interioară, de căutai, lăsai muntele să-ți releveze singur locurile sale mai puțin știute sau... neștiute, pe care poate nu îngăduia oricui turist să le simtă, să le vadă, să pătrundă în el. Bănuiesc că natura ne vorbește și muntele pentru cine vorbește atunci când noi avem urechi să-l ascultăm sau suntem dispuși. Exact, să fim puțin deschiși în alt mod. Deschiși, dar cum ar veni, cu buzele închise și cu inima deschisă sau cu sufletul deschis. Să-i ascultăm vorbele, vântul poate ne șoptește ceva, poate și o stâncă are acolo în ea o poveste și vezi o inimioară, o formă de chip de dac, de uriaș. Ce îți place cel mai mult? Pentru ce anume te duci? Pentru mișcare? Pentru peisaj? Sau pentru ceva ce nu poți oarecum să-mi explici în cuvinte, ce ține de, doar de trăire interioară? Exact, pentru toate trei. În primul rând, pentru mișcare, să-i spunem așa, da, este sănătos, ești tot timpul în formă, nu ai febră musculară niciodată. Pentru a
afla încă mai sunt locuri și lucruri pe care nu le știm despre Ceahlău sau cu cât începem să studiem, descoperim noi și noi amănunte și povești pe care ai vrea să le aprofundezi și pe care cu mare drag le împărtășești tinerei generații din ce vine din urmă, turiștilor care sunt deja pe munte sau care vin și mai ales foarte unei categorii de turiști din alte orașe, vorbim de zona de șes, de deal, deci cei care văd muntele, cum se spune, o dată pe an în timpul vacanței. Și foarte mulți și turiști străini anul acesta. Cam câți vizitatori ai așa pe blog? În medie sunt cam 100 pe zi. Și au posibilitatea să ia legătura cu tine, să te întrebe? Au posibilitatea să comenteze. Uh-huh. Eu văzând, vizualizând comentariile lor, la fel pot să le răspund. Sau prin comentariile pe care le adaugă în platforma pe care am site-ul, tema aleasă de mine, atunci eu primesc un mail de înștiințare și în acesta văd adresa expeditorului, îl pot contacta, îi pot mulțumi sau pot să aflu, să iau legătura cu persoana respectivă pentru anumite teme de discuție legate de munte sau de trasee. Îți mărturisesc că aș fi văzut un bărbat să facă ce faci tu. când am auzit despre tine, am zis, hai să vedem. Și am fost foarte plăcut, surprinsă să văd o femeie frumoasă și sensibilă, care are o meserie foarte serioasă și care ți-ai făcut oarecum o meserie și din pasiunea asta, că ai cumva două joburi, unul plătit și unul neplătit. Dar cred că răsplata sufletească este tot ce ai nevoie în acest moment. Da, am pornit cu adresa de mail care mi-a făcusem în urmă, la fel cu 12 ani. Eu sunt Daniela Rond și, indiferent orice alt, toate adresele încep astfel. La fel și blogul mi l-am făcut cu acest nume, pentru că începeam să fiu oarecum cunoscută sau știută cu acest nume și pot spune cu timpul, nu că aș fi ajuns un brand, dar meseria mea este, eu sunt Daniela și este una excepțională. Bun, te-a ajutat oarecum, că ai spus, de site, de platformă, de ceva care mă duce cu gândul la ce faci tu în viața de zi cu zi și anume ești informatician. Da, lucrez într-un birou de informatică. M-a ajutat pentru a-mi crea acest site, cunoștințele pe care le am, iar la fel în meseria pe care o practic, m-a ajutat sau fiind tot timpul având în față un calculator, mi-a fost relativ accesibil. Accesarea site-urilor de fotografie, a tutorialelor despre, nu numai editare, despre acele reguli de fotografiere, de încadrare, de lumină, de expunere, tehnici legate de fotografia pe timp de noapte sau fotografia unor ape curgătoare pentru a obține acel efect alb, lăptos, cremos, de spumant. Deci, informatică, ceva foarte concret, munte, cu totul altceva. Și fotografie. De fapt, muntele cu fotografia trebuie să se îmbine, deși eu am spus, au fost 15 ani, cred că, sigur, în care nu am avut o fotografie de pe munte. Mi-am luat recent un album din adolescență, căutând acele imagini de pe munte și cred că în anii, spre anii 90, poate pe noi tinerii nu ne atrăgeau atât de mult obiectivele turistice.
încercam, fiind aparatele pe film, toate cadrele le foloseam pentru a surprinde amintirile plăcute în grup. Eu te fotografiam pe tine, tu pe noi. Deci personajele principale erau prietenii cu care călătoreai. Colegii de școală, de liceu, de, și de servicii au fost câțiva la început. Și doar încercam să văd dacă am o stâncă în fundal, dacă am o... Bine, o stâncă se vedea, dar nu toată încadrată. Nu mă tenta locurile cum erau când le-am cunoscut eu și cum le văd acum prin obiectivul foto personal. Îți place să mergi singură? Singură merg, acum nu am mai urcat pentru că nu am mai avut cunoștințe cu care să ajung până într-un punct cu mașina, nu am mai avut nicio mașină de câțiva ani și oricum singură și acum, în weekend la ora 1:30, trebuia să mai discut eu puțin cu muntele, deși vântul bătea foarte, foarte tare, nu a fost posibilă fotografia de noapte, nici nu aveam ce în afară de o ceață densă și groasă, dar trebuia să port acea discuție intimă. Și cu... în discuțiile astea inedite, ce afli? Fiecare poate discuta, să spun, o problemă a lui. Există acel... Unii zic că mergem acolo pe munte, ne spunem oful, ne lăsăm oful. Ne regăsim pe noi. Ne găsim și toate răspunsurile când suntem mai în liniște. Toate vin de la sine, le găsim rezolvarea problemelor, dacă ele există și problemele. Și ne întoarcem acasă mai liniștiți, mai împăcați, mai zâmbitori, mai încrezători, poate și cu intuiție un pic mai ageră, cu un feeling, ești un pic energizat. Cum te-a schimbat muntele de-a lungul anilor în care ați avut momentele voastre? M-a călit, m-a făcut să nu fiu atât de temătoare, deși sunt momente în care un trosnit te poate trezi la realitate. Te poate trezi din visare. Da, să spunem că avem o vârstă, numai tineretul mai ignoră anumite sunete sau zgomote. Ne spuneam de această călire. Cred că mi-a dat o putere interioară pe care poate în urmă cu 5 ani nu aș fi avut-o, deși este o vreme... Sau te-a ajutat să descoperi că era dintotdeauna acolo. Da, exact și mai bine spus așa. Oricum, cel puțin ultimii 10 ani în care am urcat pe munte, hai să spun că primii 5 au fost încă de tatonare sau de consolidare a relației mele cu muntele și cu timpul devenind prieteni de familie. Poate ne-am adoptat unul pe celălalt, am început să ne cunoaștem și să ne acceptăm fiecare cu el, cu vânturile lui, cu norii, cu trosnelele, cu tot. Eu cu câteodată oboseală, câteodată istovire și... Și nu mai aveți secrete unul față de celălalt. Încercăm să nu mai avem, mai sunt locuri, dar... Te lasă muntele să-l descoperi? Te lasă. Trebuie să-ți dorești acest lucru, să ai și o pregătire. Și de la o vârstă, așa cum am mai zis, consider că este necesară prezența unui camarad sau doi. În general, eu dintotdeauna am spus că pe munte este preferat să mergi în... Așa am preluat și eu ideea de la un mentor, să mergi în aceste drumeții în număr impar, 3, 5, uneori
poate 7 sunt prea mulți, 5 sunt prea puțini sau invers. Uh-huh. 3 prea puțini, 5 prea mulți. Dar nu știu, am început să merg în astfel de grupuri, iar de la o vârstă, într-adevăr, sau în funcție de dificultatea traseelor, este indicat să, pentru și dorința ta de a cunoaște și de a merge în, și în alte locuri din munte, este absolut necesar să fii însoțit, să fii pregătit, să ai echipament și în același timp recomandat să comunici și celorlalte persoane care rămân undeva la bază sau la poalele muntelui despre intenția ta, ca și un sfat, pentru că este foarte bine să se știe că undeva în zona respectivă, în jurul unei ore, cineva va ajunge acolo sau de acolo va veni. Până la ora 21, ea trebuie să fie în cabană. S-a întâmplat vreodată să te pierzi? Nu. De fapt, am ales... Dar ce nu hotărâți pe el? Am ales un traseu marcat pe care tot ce-o fi mai încolo, ce-o fi mai încolo, dar am ieșit în creastă și busola interioară deja ne spunea unde suntem, recunoșteam anumite locuri și oricum... Dacă este să tatonezi, îți iei un reper central, o stâncă pe care o cunoști, pe care... Stai bine la capitolul orientare? Orientare, da. Da. De ani de zile. Bun. Aici ai descoperit și trasee noi? Vara mai puțin, pentru că este vegetație foarte multă. Anumite trasee... le poți practica în perioada, în primăvară, până crește, cum se numește, buriana, cum se spune, iarba sau urzica foarte, foarte înaltă. De aceea e recomandat, sau tot timpul le-am practicat, aprilie, după ce se termină oarecum zăpada, deși atunci... Zăpada mare. Deși atunci putem avea o perioadă de noroi. Depinde de vremea. Sau în noiembrie până să dea zăpada din sezonul de iarnă. Deci trebuie să ne grăbim ca să prind plimbarea pe care mi-ai promis-o de anul trecut și din nefericire eu n-am fost... prezentă acolo alături de tine, deși mi-am dorit. Înainte de pauza de publicitate, te rog să-mi spui dacă ai un loc preferat. Am un loc preferat în Ceahlău, este... puțin izolat de... Deci nu e cunoscut de cei este care... Este foarte cunoscut. Dar? Este într-o zonă pe care... în afara ariei, în afara traseului marcat, dar în general vara, explozia de turiști și curioși și experimentați cu acest număr mare de turiști, se ajunge în acel loc. Deci nu e pe un traseu oficial? Nu e oficial. Am înțeles. Și să înțeleg că de fiecare dată când urci, treci și pe acolo. Nu, în funcție de dacă îmi permite traseul ales sau în funcție de mijlocul de transport cu care vin, fie că merg spre Picazul Ardelean sau pe Izvorul Muntelui și de traseul pe care mi-l propun într-o oarecare măsură de acasă, pot ajunge acolo sau nu, dar salutul interior există, cred că, sper eu, și reciproc. Îmi place să cred că este și reciproc. Deci m-am hotărât, hai să mă duci acolo, locul tău preferat. Să ne oprim puțin pentru o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni cu povestea piramidei, pentru că în spatele poveștii oficiale există multe lucruri pe care Daniela le-a descoperit și pe care cu siguranță vrea să ni le împărtășească.